Protelos și Oseor sunt două medicamente folosite în cazurile de osteoporoză severă, dar care, deși se eliberează pe bază de rețetă medicală, au foarte multe reacții adverse periculoase pentru sănătate. Este și motivul pentru care tratamentul ar putea fi retras din farmacii la recomandarea Agenției Europene a Medicamentului. În urma unor teste de laborator s-a relevat faptul că Protelos sau Oseor prezintă un risc ridicat cardiovascular, iar raportul beneficiu-risc în acest caz nu mai este favorabil. Medicamentul face mai mult rău decât bine. Astfel, printre reacțiile adverse ale tratamentului din 1000 de pacienți cu osteoporoză tratați, 4 au avut infarct miocardic, 4 au fost depistați cu cheaguri de sânge, s-au semnalat reacții cutanate și inflamarea ficatului. Medicamentul Protelos a intrat pe piață în 2006, încă de atunci cu suspiciuni, însă abia anul trecut s-a ajuns la propunerea de a fi retras de pe piața farmaceutică. Având în vedere aceste aspecte, medicilor din România li se recomandă prudență în recomandarea acestui tratament pentru ca siguranța pacienților să nu aibă de suferit. Decizia finală în privința celor două medicamente va fi luată după ședința din 20-23 ianuarie 2014.